Haide. Patru la pădiță aici, pe partea dreaptă. A, mă, pe partea asta, da. Pe dreapta se poate intra. Bună ziua. Cu toate plantele acestea. Da, probabil se hrănesc melții cu, nu știu, cu ceva din asta. În copilărie știu că găseam. Dacă n-au mergeală, mor. S-ar putea să fie morți toți acești melci. Da, cabana o fie aia unde ai cu pazii. Unde vorbi cu pazii, pe asta trebuie să alege. Uite, cu pazii se arde de la asta. La drumul ăla. Pe acolo am văzut lebedele cu pui. Mai de mult, dar nu trecut parcă. Era o băltoacă, cred că a stecat. Nu mai era. Ia, nu mai era pe de mult. Ia, uite, unde era baltă, nu mai e niciun pământ uscat. Asta nu e și. Pâinea, chipurile, chipurile și alte produse alimentare de tip gustare nu oferă nutriție adecvată păsărilor. Deci nu e bine să le dai pâine. Ia hrănirea păsărilor. Apa putea să fie mai mult de un metru. A, ce gunoaie și ce mizerie. Am lăsat pe aici. Sau ce? A, nu, sunt... Fulgi. Scuze, sunt fulgi. Știi de la ce? Cream că e... Da. Știi de la ce sunt fulgi astea?
Pe aici mai sunt și vârfi, mai sunt și uite, și o pungă de plastic. Prădătoare. E și mizerie, dar oricum. Da, să și le-au prins păsări pe aici și le-au... Da, mă înțeleg. Le-au omorât. Nu e mai mizerie. Când vezi că nu mai este nici... Dar acolo văd că nu e nimic, nu mai e apă, a nimic. A fost apă. Da, pe estufări și clar că a fost apă. Cărarea asta mai n-are voie cu bicicletă. Da, n-am știut, interesant. Am văzut, da. Termin. Vedem foișorul. Uite, ia, vezi, a băgat interzis pentru biciclete și, da, pe și aici. Pentru pietoni, vezi? Da, interesant. De ce oare? Cam cu stilă, știu, ăla biciclistul, aia cu câinele, 1, 2, 3 și se-a încălzit, 5 persoane, ca mers cu kilometru. Ia o roată așa. Da, ce frumos. Și un ochi de apă, și unde apăs apă acolo, și nu mai apăs acolo, acolo apăs apă. Da, nu se văd. Nu, acolo unde e, se vede acolo trebuie să fie apă, acolo, da. Apă, chiar în față. Da, se stupă, a rezistat la... A rezistat, da. Aia cum arde asta când aruncă câte atâta uscăciune. Da, da, uite. Catedrala Mântuirii Neamului se numește. A, știe. După aia, uite, se vede printre blocurile astea, se vede Parlamentul, vezi? Între astea două, un gol între ele, clădirea Parlamentului. Se vede doar un gol din ea, vezi? Vezi, mă, sau nu vezi? Nu, cred că îmi dau seama foarte bine. De obicei așa, dar asta e încolo și Parlamentul e mai încolo. Da, vezi noi, e apă, faci. Da. Da, că e abrupt și... Ajuns. Dar nu știu, la 11, la 12, la 12, la 12. Când am ajuns tot, am dormit, oh, te-ai adus, gata, am sărit, tot ce aveam de mâncat, de băut, în timp. Acolo, e? Am ajuns un foișor mic, pe stăcină, dar am sărit cu firea Anita. Ieșire să vine, de vezi singura ieșire asta? Da, că e strada să vine. Nu te-am arătat și strada. Am înțeles. O să iei ca fluturile, lungime, traseu, 1000 de metri. Ce nouă voie cu biciclete. Hai, băi. Da. A, uite aici, uite. Care, uite ăsta cu roșu pe interior. E
nu știu, parcă e mai mic și ăsta cu, sau, nu știu, care, 4, 3, 2, stai de unde pornești. Bună ziua! Bună ziua! Delta Văcărești, 8 septembrie 2004. Acolo e la Bigin. Mamaia, este când fac o călcâiere, Mamaia Gheorghina. Da. Și lua bozii de astea, parcă nu știu cum, și le punea într-un lighean și părea, dădea pe la călcâie, zicea că-i trei crăpături.